Cam așa arată cutia în care vine această șurubelniță electrică. Hai să vedem cum e înăuntru. Cam așa se prezintă. Avem un acumulator, un încărcător, da? Pentru încărcarea acumulatorului. Avem un încărcător de 18W și el acum este încărcat pentru că eu am mai lucrat cu el. Sunt foarte mulțumit de el, să știți. Sunt foarte, foarte mulțumit. Și vi-l recomand cu încredere. Nu este niciun fel de reclamă la Hyundai, dar pur și simplu vreau să vă zic că sunt foarte, foarte încântat de această sculă. Nu știu în timp cât de fiabilă e și cât de rezistentă e, dar pentru moment, ceea ce fac eu aici, da? Am lucrat la Rigips, am mai montat mobilă cu ea. Vreau să vă zic că își face foarte, foarte bine treaba. Asta e acumulatorul de la Hyundai. Ea se scoate foarte ușor bateria, apeși aici, clipsează și clipsează în acumulator. Avem aici un indicator care ne spune dacă e plină bateria sau dacă este descărcată pe roșu. Până ne mai vin niște materiale, hai să vă arăt și cum se desface. Foarte simplu, ai apăsat. Culisează foarte ușor. Păi, materialul pare destul de rezistent, adică nu este chiar chinezărie. E chiar bună, nu știu ce să vă zic. Adică eu sunt foarte, foarte impresionat de ea și vă recomand cu încredere, pentru că nu vreau să vă recomand ceva ce nu este bun. Pur și simplu ăsta clipsează aici și îmi arată că e pe încărcare, că este cam descărcată bateria. Până ne vin niște materiale, să continuăm aici la Rigips, o lăsăm la încărcat.